O însoțitoare de bord anunță că avionul își începe coborârea finală spre aeroportul din Quebec City. Așezat în partea din spate avionului, un tânăr student pe nume Michael scrie gândurile în jurnalul său. În timp ce retrăiește amintirile cu prietena sa de pe plajă, el spune că i-a plăcut de multe fete înainte, dar în cele din urmă s-a îndrăgostit de Gabby. Din păcate, ea a părăsit brus facultate la mijlocul semestrului pentru a avea grijă de bunica ei bolnavă, dar nici măcar nu și-a luat rămas bun de la el, iar el nu știa unde se află relația lor. Tocmai când tânărul își pierduse speranța de a se mai vedea vreodată, ea îl invită pe neașteptate la acasă de Crăciun. La aeroport, un grup de muncitori montează o pictură murală cu cele trei grații, în timp ce Michael merge și stă în fața zidului, Așezând în valizele, el așteaptă răbdător ca oaspetele să vină să-l ia. Orele trec, oamenii de la aeroport încep să plece și muncitorii își termină munca, dar tânărul încă așteaptă singură. În cele din urmă, Gaby ajunge la aeroport și zâmbește când își vede oaspetele de la distanță. El răspunde fericit la numele lui Gaby și cei doi se sărută tandru înainte de a pleca. Câteva momente mai târziu, cei doi ajung în imensa vilă franceză lui Gaby. Ea spune că au probleme cu lumina, așa că lumânările sunt singura sursă de lumină din interior. Cei doi sărbătoresc întâlnirea cu un sărut pasionat. Dar mama ei, doamna Dark, îi prinde în flagrant. Cu toate acestea, sora tinere o cheamă în bucătărie și lasă pe invitat cu mama ei. Cu ajutorul mânărilor, doamna Dark îl conduce pe invitat prin coridorul întunecat. În timp ce se îndreaptă spre bucătărie, aude un bărbat cântând, iar femeia le spune că este soțul ei care pregătește cina. Surprins de scena neobișnuită, Michael este surprins când îl vede pe domnul Dark purtând doar un prosop. Gabriel sărută rută pe obraz pe tatăl ei, înainte de a-l prezenta pe tânăr. Enervat, preotul îl privește cu dispreț, în timp ce doamna Dark se așează vis-a-vis de el. Sora cea mică Simon îi spune vizitatorului că tatăl lor este ateu. Mama e o catolică devotată, o mustră, spunând că nu ar trebui să glumească despre credințe, mai ales în fața unui preot. După ce repară electricitatea, Nick, omul de serviciu rezident, intră în cameră printr-o ușă ascunsă în perete. El o sărută pe Irenca, prietena lui și sora mai mare lui Gabby, în timp ce se așează lângă ea. În timp ce grupul mănâncă, Michael încearcă să ia legătura cu doamna Dark, simpatizând cu starea mamei sale bolnave. Auzi numele mamei sale, femeia se ridică brusc de la masă și se grăbește să intre în camera alăturată. Ficelei și tatăl Walter urmează îngrijorați, lăsându-i pe Nick, Michael și domnul Dark stângași la masă. Câteva minute mai târziu, vizitatorul aude conversați în sufragerie. El află că doamna Dark este furioasă pentru că mama ei nu a recunoscut-o când a vizitat-o la spitală. Mai târziu în acea seară, Michael și Gabby și acordă în sfârșit un moment de relaxare și joacă împreună un joc de societate. Brusc, femeia îi spune că nu mai este îndrăgostită de el. Descurajat, el încearcă să o convingă că au nevoie de mai mult timp pentru a se reconecta, deoarece tocmai a sosit la casa lor, dar ei spune fără inimă că nu crede că petrecând mai mult timp împreună va face diferența. A doua zi, în timp ce doamna Dark și Michael merg împreună la biserică, ea îi spune că a refuzat cererea în căsătoria părintelui Walter înainte ca acesta să devină preot. După aceea, surorile și-au rămas bun de la Simon și de la doamna Dark pentru a-și vizita bunica în spital. La spitalul de psihiatrie, vizitatoarea trece prin spatele lui Gabby, Irenca și Nick și se lovește din greșeală de patul în care zace bunica. Însă ne poate o reține, spunând că tânărul din fața ei nu este Michael al ei. Confuză, îl întreabă pe Nick ce s-a întâmplat, el îi că bunica suferă de demență și crede că își trăiește viața de acum 20 de ani. De asemenea, ea crede că el este soțul ei decedat de mult timp, numit tot Michael. După vizita lor, Gabby are inima frântă pentru că bătrâna nu-i mai recunoaște. De asemenea, ea împărtășește vizitatorului că bunica este deja pe moarte, dar mama îi neagă acest lucru și asta o întristează. În acea seară, Michael se întâlnește cu Nick în magazie pentru a bea ceva. Omul de mână își povestește experiențele, ajungând la concluzia că Gabby se joacă doar cu emoțiile tânărului. În negare, Michael încearcă să-i corecteze presupunerile, dar Nick îi spune că el cunoaște familia suficient de bine încât să înțeleagă prin ce trec. Mai târziu, în timp ce Michael doarme în camera lui, Irenca se furișează și îl trezește. Întinsă lângă el, ea îl asigură că sora îi place. Apoi optește că nu vrea că el să plece, aplecându-se spre el pentru a-l săruta ușor. Dar înainte ca sărutul să se transforme în ceva mai mult, ea îi ordonă să lase cadoul lui Gabi în dormitorul ei, înainte de a ieși din camera ei. Dimineața, el se îndreaptă în tăcere pe vârfuri spre dormitorul lui Gabby. Tocmai când lasă cadoul jos, sărbătorita se trezește și îl invită să se îmbrățișeze. Michael se aruncă repede în pat și, în timp ce el scoate cămașa, ea sprijină capul pe pieptul lui. Cu toate acestea, doamna Dark se îndreaptă fericită spre camera lui Gabi pentru a-i lăsa cadoul. Șocată să-l găsească pe tânăr fără cămașă în patul ficei sale, îi aruncă o privire pătrunzătoare și închide ușa. Alarmată, Gabby alergă după mama ei pentru a se explica. Câteva clipe mai târziu, Michael și Gabby își petrec restul zilei împreună în oraș. La întoarcere într-o casă goală, ea îl invită în dormitorul ei, dar în timp ce se îmbrățișează pasional, primește un telefon de la mama ei care îi cere să oprească cuptorul de jos. Purtând doar lingerie intimă, Gabby coboară scările pentru a face ceea ce îi se spune. În timp ce Michael abia îmbrăcat, urmărește jucăuși. Cu toate acestea, când ajunge în bucătărie, este întâmpinată de o petrecere aniversară surpriză. Din fericire, Michael este încă la câteva secunde în spatele ei și se retrage rapid, strecurându-se afară. Câteva clipe mai târziu, se refugiază într-o cadă ascunsă, într-un colț întunecat al băi de la etajul surorii fetei. În timp ce soarbe vin, Simone intră pe neașteptate în cameră și își ajustează lingerie intimă. Vizitatorul încearcă să se ținându-și respirația sub apă, dar eșuează tragic. Ea speriată îl insultă, crezând că așteptat -o intenționat. La sfârșitul petrecerii, Michael, beat, se îndreaptă spre dormitorul lui Gabby dansând. El zâmbește entuziasmat, gândindu-se că vor relua în sfârșit seara lor romantică amânată, dar entuziasmul lui dispare când ea la lungă. A doua zi, Michael, Gabby, Irenca și Nick merg să viziteze bunica la spital, dar descoperă că aceasta a dispărut. Din fericire, colega ei de cameră informează că bătrâna a fugit la mășei de la țară în căutarea soțului ei. Grupul călătorește apoi spre nord pentru a căuta în conacul de dar nu găsesc nici urmă ei. După ce aprinde mineul din sufragerie, Michael se alătură lui Gabby și Renka pentru a cerceta terenul de afară. Ei decis să se despartă pentru a acoperi mai mult teren. Pierdut în pădure, el alunecă și cade într-o groapă. Neputând să scape, strigă, sperând să atragă atenția cuiva. Spre surprinderea lui, apare bunica, care îl strigă fericită pe nume. La căderea nopții, Michael și bunica sa se întorc în casă. Tânărul o ajută cu răbdare pe femeie să scoată încetaine Ude. În timp ce face acest lucru, ea îi vorbește ca și cum ar fi soțul ei. Mai târziu, surorile se întorc, dezamăgite că nu și-au găsit bunica. Cu toate acestea, moralul lor se ridică când o vă stând pe canapea cu vizitatorul. La etaj, bunica doarme în pat, în timp ce Michael zace pe podea, între Gabby și Renca. Punic deja a dormit, bătrâna se trezește în mod surprinzător. Când Gabby se așează lângă ea, bătrâna își cere scuze pentru că a fugit, explicând că a vrut doar să se întoarcă acasă pentru ultima oară. A doua zi dimineață, domnul Dark sosește cu Simon și BO-ul flamoșit iar surorile îl întâmpină cu bucurie. În casă, tatăl le spune fiicilor sale că le va duce la schi. Totuși, Gabby vrea să o ducă pe bunica ei înapoi la spitală. Nick îi spune să rămână la planul lor. Declară că el și vizitatorul o vor duce pe bătrână înapoi. În timp ce familia Dark pleacă în escursie, iar Nick și Simona provizionează camionul, Michael este singur cu bunica în conac. Afară, el scrie numele lui Gheabin în zăpadă, dar îl șterge înainte de a termina, semn că a uitat-o. Deodată, în copacul de lângă el, observă o geantă ascunsă într unchiul acoperit de zăpadă. Găsind înăuntru o pereche de pantofi eleganți de vară, își amintește de povestea bunicii sale despre pantofii pierduți. Se grăbește înăuntru pentru a verifica dacă sunt a ei. Cu toate acestea, când urcă la etaj, bătrâna nu este în dormitor. Michael aleargă afară, strigă numele bunicii sale, trecând pe lângă o capelă dărăpânată, aude ceva înăuntru, apoi o găsește pe bătrâna înăuntru în singură. Când intră în capelă, bunica își vede pantofii de vară în mâinile lui, recunoscătoare, îi mulțumește pentru că i-a găsit și îi roagă să-i păstreze pentru ea. Crezând încă că este soțul ei, îi cere să se asigure că va purta un costum bine călcat la înmormântare. El acceptă cu lacrimi în ochi, promițându-i că va respecta cuvântul, în timp ce schimbă o îmbrățișare sinceră. Mai târziu, în timp ce Nick și Michael însoțesc bunica la spital, Nick recunoaște cu tristețe că s-a despărțit de Irenca. Între timp, bătrâna visează o versiune mai tânără a ei, plimbându-se prin conac. Când închide toate perdelele din sufragerie în vis, îi este prea frig și își pierde cunoștința în viața reală. Deși Nick face tot posibilul să ajungă la timp la spital, bunica din nefericire alunecă în timp ce se pe ușa din vis simboliză trecerea ei pașnică. Michael, tulbura și disperat, încearcă să o rezușiteze, dar în ciuda eforturilor sale, bunica nu mai este. La înmormântarea bunicii, femeile din familie își prezintă respectul față de bătrână, rugându-se împreună pentru ea. Vizitatorul le urmărește îndeaproape și apoi se concentrează asupra bunicii, ținându-se de cuvânt. Ele observă rochia asigurându-se că nu este încrețită, în timp ce a zace liniștită. În ajunul Crăciunului, Michael o ajută pe Gabby să curețe masa după cină. El evită contactul vizual și păstrează distanța față de ea. Dimineața, familia este ocupată cu deschiderea fericită a cadourilor de Crăciun, inclusiv a celor de la vizitator. Nick părăsește vila așa cum plănuise. Apoi tânărul iese în grabă, în timp ce familia despachetează cadoul părintelui Walter, un portret mare pentru doamna Dark. Când vacanța lui se apropie de sfârșit, el își vizitează bunica singură, purtând un buchet de flori. Surprins, găsește lângă mormânt o frumoasă femeie blondă. La început, el neagă că o cunoaște pe bunică sa în fața necunoscutei, care decide în schimb să plece, dar înainte ca aceasta să poată pleca mai departe, Michael o recunoaște că a văzut-o pe bunică și a iubit-o în felul său. Femeia blondă îl sărută pe neașteptate înainte de a pleca. În acea seară, Michael coboară să ia un par cu apă și îl găsește pe domnul Dark la masa sa de studiu. Îl invită să ia loc și spune că încă simte prezența bunicii sale. Arătând spre ramă, îi mărturisește că portretul unei bunici tinere, pe care părintele Walter îl dăruise soției sale în acea zi, amplifică sentimentul din altă lume. Tânărul o recunoaște în mod nebunesc în imagine pe străina care l-a sărutat la cimitir. Deși își dă seama că ceea ce s-a întâmplat mai devreme este un eveniment supranatural, el este recunoscător că a învățat să-și iubească cu adevărat bunica. A găsit o formă de iubire adică. Adevărată, în ciuda faptului că a urmărit toată săptămâna iubirea greșită a surorilor. A doua zi, Gabby, Irenca și Simon îl însoțesc pe Michael la aeroport pentru zborul spre casă. Surorile îl îmbrățișează și și-au rămas bun, în timp ce fosta lui iubită spune că nu se va întoarce la facultate. În cele din urmă, Michael se agață de pantofi bunicii, știind că ea va fi mereu cu el oriunde îl va duce călătoria. Dacă acest video v-a plăcut, lăsați un like și abonați-vă. Mulțumesc pentru vizionare, arrivederci!